pregătiți, știți ce înseamnă pentru suporter un meci cu CFR, pentru suporter, dar și pentru jucătorii universității. Bună ziua! Eu sper că la ora jocului să arătăm cât mai bine. Eu nu, deocamdată încă nu știu ce înseamnă derbiul Clujului, e primul meu derby, dar știu ce înseamnă să joci un derby, am fost și la Steaua și la Rapid, știu cum trebuie să tratezi un asemenea meci și sperăm ca la ora meciului să arătăm, cum am spus, din ce în ce mai bine și să facem suporterii noștri fericiți. Dar cum se vede un derby al Clujului din altă parte? Cum l-ai văzut tu când erai jucătorul PCSB-ului sau Rapidului? Un derby frumos, un derby spectaculos ca și celelalte, un derby al orgolilor, cu multă lume, cu mult suspans, dar de această dată sperăm noi să ieșim învingători. La capitolul susținere, sigur, pe față de parte de mulți suporteri, și ierna a fost o coadă foarte mai bine la casa de bilete, mulți își vor mai cumpăra astăzi, probabil. Deci nu veți simți că jucați în deplasare. Asta era clar, că nu vom simți că jucăm în deplasare. De asta încercăm și sperăm să-i facem fericiți și să ne bucurăm la sfârșitul meciilor alături de ei. E vremea un rezultat pozitiv pentru Universitatea Cluj-Napoca, pentru că sunt 10 ani de la ultima victorie a studenților acolo. Da, ne dorim să, cum am spus, să câștigăm. Și astăzi am vorbit cu colegii și ministru, am avut ședințe. Ultimele lor rezultate în Groia au fost 4-0-4-0. Ne dorim să luăm cele 3 puncte. Până la urmă sunt 3 puncte și asta trebuie să fie țelul nostru, să câștigăm fiecare meci și să ne îndeplinim obiectivul. V-ați speriat puțin rezultatul CFR-ului din Conference League? Nu, de ce să ne sperie? E o echipă, nu o să zic, mai modestă, nu era o echipă wow. Da, dacă prindeau o echipă de tale, o echipă mai mare și o câștigau și se calificau, da, dar așa nu a fost o echipă de să ne sperie. Noi trebuie să ne facem jocul nostru, depinde doar de noi. Ce vreau la transferatul lui Izmir Pianu, că spunea Dan Petrescu că e posibil să joace de nimică, mai mult de curcă pentru voi, fundașii? Da, lui sunt jucător cu reale calități, a demonstrat și sezoanele precedente. CFR-ul an de an a avut un lot foarte numeros și foarte echilibrat pe toate pozițiile. Cum ai spus și tu, poate să ne pună în dificultate mai mare. Sunt atacanți periculoși și el, și Bârligea, și Postolache, dacă o să-l bage, au un lot numeros. Pentru tine e un meci special sau cum se trăiesc derbiurile? Pentru că spuneai dineori că ne crezi și Steaua Rapid, Steaua Dinamo. Da, să trăiesc, cum să zic, vorba cu sânge în instalație, cu nervi, cu dăruire, mai ales noi trebuie să ne ridicăm la un nivel foarte ridicat și să demonstrăm că merităm să fim acolo sus. Ai